Bine ați venit pe canalul Află ce vrei să știi! Gabriel Cotabiță este în doliu, după ce mama lui s-a stins din viață. Artistul a postat pe contul de socializare un mesaj dureros pentru cea care i-a dat viață. Va fi foarte greu să îmi revin, deși știu că trebuie. Va fi foarte greu să nu mai aștept telefonul de la ora 18 din fiecare zi. Mama mi-a fost tot timpul aproape, uneori pisăloagă, dar de fiecare dată bine intenționată. O iubire și un devotament total. Și și-a ținut promisiunea. Nu a plecat până nu m-a văzut aranjat cu toate. Știu că era mândră de mine și m-a ținut de mână în momentele mele grele. Doresc tuturor să aibă parte de asemenea iubire. Drum lin! Știu că te așteaptă toți ai tăi și vei fi bine primită. Eu nu te voi uita niciodată. Odihnă ușoară, a scris Gabriel Cotabiță pe contul de Facebook. Paula Cotabiță și fiul ei au avut o relație specială. Femeia a trăit clipe cumplite când artistul a stat în comă și a fost la un pas de moarte. Interpretul nu a dezvăluit care a fost cauza morții mamei sale. Dumnezeu să o ierte și să o odihnească în pace. Sincere condoleanțe pentru Gabriel Cotabiță și familiei sale. La revedere, pe curând!